voi ați venit cu o speranță de a învăța o meserie, o meserie care vă va ajuta în viitor, pentru că vor veni timpuri grele și eu vă garantez cu mâna pe inimă că pe mine această meserie minunată, această artă, m-a scos din sărăcie. Noi oferim aceleași condiții ca Tony and Guy din Anglia. Spun asta cu mâna pe inimă, cu mândrie, pentru că am reușit și mi-a ajutat Dumnezeu în viață să pot ajunge în momentul în care să ofer cursanților ceea ce eu n-am avut. Eu n-am avut scafe, eu n-am avut posturi de lucru, eu n-am avut mașini Moser puse la îndemână, Piepton Ise Park, foarfeci de la Jaguar Silver Ice. Fac acest video special pentru a încerca să-ți ofer o viziune cât mai reală asupra mea și asupra școlii mele de coafor și de frizerie. Probabil ești în căutarea unei școli și ești indecis. Eu am fost un copil încercat de greutățile vieții de la o vârstă foarte fragedă. Am cunoscut și viața bună până în vârsta de 16 ani. De asemenea, am cunoscut ce înseamnă și strada și să nu ai unde să dori. Probabil te gândești care este legătura. Spun toate astea pentru a realiza faptul că eu sunt un om cu valori și cu principii. Vreau doar să te fac să înțelegi faptul că trebuie să simți omul. În viață ascultă-ți instinctul și întotdeauna oamenii de succes sunt criticați. Cei care nu prezintă valoare nici nu sunt băgați în seamă. Mă mândresc pentru că am ajuns în stradă și prin muncă, prin perseverență, prin corectitudine, am reușit să mă ridic și să ofer ceea ce eu n-am avut parte, și anume o meserie. Să oferi o meserie înseamnă să te implici, înseamnă să pui la dispoziție materiale și tot ce este necesar pentru acel cursant ca să poată să ajungă momentul în care să aibă acel curaj nebun de a continua acest drum până la capăt tot restul vieții. Suntem o școală de începători și scopul nostru este de a vă face pe voi să prindeți acel curaj care să vă determine să continuați acest domeniu. Deci cel mai important lucru este să primiți acel curaj. Pentru a obține acel curaj, voi trebuie să exersați acasă, să faceți prieteni. În felul acesta puteți să creșteți profesional. Aici noi vă corectăm. Sunt și eu pe aici să verific să fie totul bine. Eu vă motivez, eu lucrez la psihicul vostru. Vă pregătesc pentru răutatea care este afară și sigur ați auzit și v-ați lovit de ea. În orice domeniu există. Că avem posturi, ucenici, feoane, ustensile, toate lucrurile necesare pentru ca acel cursant să poată continua și să exerseze și să prindă acel curaj. În permanență sunt câte 2 profesori pe grupă, în permanență există profesori care vă pisează până înțelegeți. Este foarte important și întotdeauna le spun cursanților, întrebați-i, pentru că de asta sunteți aici, voi ați venit cu o speranță de a învăța o meserie, o meserie care vă va ajuta în viitor, pentru că vor veni timpuri grele și eu vă garantez cu mâna pe inimă că pe mine această meserie minunată, această artă, că eu o consider o artă, m-a scos din sărăcie. Și credeți-mă că ne vin oameni cu facultăți din toate domeniile. O meserie întotdeauna îți va oferi acea liniște. De ce? Pentru că te face diferit. Creezi, din momentul în care creezi, oamenii te cer, îți poți pune amprenta ta. Nu țineți cont de hateri, întotdeauna încercați în viață până vă găsiți cu adevărat vocația. În cazul în care ai ajuns pe această pagină, în cazul în care te întrebi dacă acest Niculescu chiar se implică, urmăriți pagina noastră și spuneți-mi unde o să mai vedeți live-uri precum am făcut noi, implicare prin materiale de motivare, pentru că să motivezi omul, credeți-mă, la alte școli se plătește separat. Noi nu, noi facem și educație și motivație și tot ce vreți voi. Și dacă mi-am câștigat primul loc în piață prin corectitudine și prin adevăr, așa o să mă duc până la capăt. Am ajuns în situația în care eu ofer cursanților ceea ce nu am primit atunci când aveam nevoie. Iar vis-a-vis de perioadă, nu durata unei școli arată faptul că acea școală este bună, ci informația care este predată. Noi ne-am adaptat prezentului, cum? Reducând la timp de o lună și oferind fix informația care se cere în salon, nimic altceva. Deci nimic altceva. Prezentul, vedeți și voi că totul se desfășoară în rapiditate. Adică n-ai cum să pierzi foarte mult timp, voi trebuie deja să intrați în salon. Mie îmi place să spun lucrurilor pe nume. Sunt numărul 1 la ora actuală pentru că
avem cei mai mulți cursanți. De ce avem cei mai mulți cursanți? Păi vă spun eu. Pentru că suntem singura școală care ne implicăm la modul real, ne implicăm 100%. Întotdeauna am considerat că valoarea vine prin informație și ceea ce înveți. Mi-am dorit să clădesc o școală care să reprezinte într-adevăr un ajutor pentru acel cursant care vine să învețe o meserie. Acel ajutor de care eu nu am avut parte atunci când am făcut școala. Și o spun cu regret, am avut nevoie atât de mult de educație, de sfaturi și de cineva care să fie lângă mine și să-mi ofere această meserie, să-mi ofere tainele și secretele. Ei bine, nu am avut această șansă. În școala noastră, pe lângă faptul că eu pun cursanților la dispoziție atât educație de salon, educație de viață, dezvoltare personală, psihologia, încerc să le ridic moralul, să-i fac să se aprecieze, aveți toate ustensilele necesare, deci voi nu trebuie să veniți cu absolut nimic, decât cu ambiție și dorință de a reuși în acest domeniu. De restul ne ocupăm noi, avem absolut tot, începând de la ucenici, posturi, feoane, perii, mașini de tuns, scafe, șampoane, uleiuri, tratamente, produse de styling, vopsit și așa mai departe. Până și informația reală de care vă veți lovi în saloane, am pus-o pe pereți ca să înțelegeți la ce mod ne implicăm. La noi nu se percep taxe pentru examen, un suport bine pus la punct, o zonă super pe aviatorilor numărul 63, avem și cursuri de noapte. Am creat și o platformă unde tot ce am învățat eu în 10 ani de zile se află pe acea platformă, pentru că am mai spus-o. Suntem singura școală care oferim această platformă unde se află tot ce ține de acest domeniu, de la A la Z. Tocmai pentru că este răutate și nu se arată în saloane. Și am vrut să combat acest lucru făcând această platformă. Și vreodată, când veți avansa, veți evolua și ai un client sau o clientă și nu știi cum să începi, cu păr scurt sau șuvițe pe păr scurt și trebuie să dai baza printre, intri pe platformă și vei avea întotdeauna informații acolo, plus ce adăugăm non-stop. Deci nu pot să-mi dau și pielea de pe mine. Ține doar de voi, de atitudinea voastră și de ce vă doriți voi cu adevărat să atingeți în această viață. Dacă am ajuns în momentul în care am pus și pe pereți informația și le dăm examene săptămânal și stau întotdeauna pe capul profesorilor să stea pe ei, ce vină am eu că ei vin cu gândul, nu știu, să agațe, să bea cafele și să bârfească. Credeți-mă, oricât mi-aș dori să-i scot pe fiecare hairstylist sau frizeri, credeți-mă că ține de educația lor și de mentalitatea lor și până și la asta lucrez. Și eu mă axez în a face bine în jurul meu și știu că dacă voi aveți neajunsuri și lipsuri și sunteți în momentul în care nu mai aveți încredere în voi, eu știu că oamenii vin la mine cu o speranță de a realiza ceva în viață, cum și eu la rândul meu am trecut prin asta. Deci, categoric, nu-mi bat joc de oameni și nu le iau banii lăsându-i de izbeliște. Nu, eu dau totul. Dar dacă alegeți școala noastră, vreau să rețineți un lucru. Noi suntem o școală pentru oameni puternici. Dacă îți dorești să reușești, vino că te vom ajuta. Altfel, dacă îți arde de bârfă și ești de lăsător, mai bine stai în bancată.